Dragi colegi, suntem în preajma sărbătorii noastre personale, Ziua Salvatorului, și astăzi, dar și ieri, și mâine, și poi mâine, și mult timp înainte, vom primi apeluri de urgență ca cetățenii țării noastre în situații de risc pentru viață să cunoască și să știe că noi suntem alături de dânsii. Stimați salvatori și pompieri, voi sunteți cei care în zile de grea cumpănă intrați în foc și în arșiță, în ninsori și în zăpeziri și în alte situații de risc. Munca dumneavoastră zi de zi dă o șansă pentru cetățenii Republicii Moldova la o viață mai bună. Îmi doresc să vin cu un mesaj de felicitare și pentru colegii la intervenție. Ați ales una dintre cele mai grele și mai periculoase profesii, dar totodată și cea mai nobilă. Stimați colegi, domnilor ofițeri și suboficeri, eu sunt mândru de voi. Eu sunt mândru de ceea ce faceți voi. Eu sunt mândru de faptele eroice ale voastre. Vă mulțumesc într-un ceas bun și Doamne ajută!